Silviu se află în cursa de eliminare și telespectatorii încă au posibilitatea să îl voteze dacă să rămână sau să plece, însă doamna Carmen se pare că simte cumva că va pleca sau asta crede. Îi spunea în această seară Mariei că o să-i fie tare dor de ea. O să-i trimită scrisori și ei, și Antoniei, pentru că o vede că e chinuită pe interior. Și a mai zis că, dintre fete pe Maria, ar vedea -o așa tiparul ei. Ea i-ar plăcea ca și noră, genul acesta de persoană. După a dat un exemplu de la lista de cumpărături, cum s-au înțeles ele din priviri, câte și ce produse să treacă. Maria i-a spus să nu vorbească de pe acum de lucruri de genul acesta, pentru că există o posibilitate să plece sau să rămână. E posibilitatea să rămână și poate își face cumva griji degeaba. Silviu pare destul de supărat și îngândurat. El spune că vrea să plece, dar din comportamentul lui pare totuși că vrea să mai rămână.